Trixie este un Yorkshire de 4 luni. Stăpâna ei a dus-o la veterinar deoarece prezenta unele simptome specifice noului coronavirus. Ca testul să aibă o fidelitate destul de mare, se recoltează din mucoasa, să zic așa, sau intrarectal, pentru că acolo sunt cei mai mulți antigeni, să zic așa, antigeni pentru aceste virusuri. Câinele are parte de cea mai bună îngrijire din partea stăpânei lui, mai ales că este încă pui și necesită o atenție deosebită. Începem în fiecare dimineață cu spălatul pe ochi, cu pieptănat, cu pusă fundița, dar nu prea o ține, mâncărică dimineața, la prânz și seara, fiindcă este un pui și mi s-a spus să-i dau de cel puțin 3 ori mâncare, foarte puțin plimbat pe afară pentru că este pui, iar în rest pe acasă și ne jucăm toată ziua. Medicul i-a făcut mai multe teste pentru a depista cauza pentru care micuțul animal se simte rău. Nu prezintă nici parvoviroză, nici coronaviroză, nici giardia. Deci este absolut normal. Deci testul acesta este pentru două boli virale și o boală parazitară. Din fericire, testul pentru coronaviroză a ieșit negativ. Medicii atrag atenția că există multe alte afecțiuni care îi pun în pericol pe prietenii necuvântători. Chiar dacă se vorbește foarte des despre coronavirus, medicii veterinari atenționează că în cazul animalelor de companie, altele sunt problemele grave. Ele recomandă stăpânilor de animale să vină periodic la control și să-și trateze corespunzător companionii atunci când aceștia prezintă simptome de gripă sau răceală. Cei care au animale de companie nu trebuie să se teamă în cazul în care testul pentru coronavirus iese pozitiv. Virusul nu se poate transmite la om, iar la animale nu are aceleași efecte. Virusul coronavirusei, atât la, să spun așa, la câine cât și la pisică, prezintă un tropism, adică o localizare pe tub digestiv, comparativ cu coronavirusa umană, care probabil la origine a avut tropism digestiv, dar acum prezintă un tropism exclusiv aproape pe parenchim pulmonar. Cea mai importantă rămâne vaccinarea. Imunizarea încă din primele luni vă ferește prietenul necuvântător de o serie de boli care i-ar putea fi fatale. V-am recomandat testul pentru bolile caracteristice copilăriei, să zic așa, paleocopenie, ca și, mă rog, mai nou la oameni și la ei există de 15-20 de ani coronaviroză, care nu are nicio legătură. Până în prezent, nu există dovezi care să ateste că boala COVID-19 se poate transmite de la om la animal sau invers. Cu toate acestea, se recomandă respectarea regulilor de igienă de bază, spălarea pe mâini cu săpun și apă potabilă înainte și după contactul cu animalele, mâncarea lor și alte accesorii. Cei care dețin animale de companie trebuie să fie atenți la toate obiectele cu care necuvântătoarele intră în contact, deoarece virusurile și bacteriile sunt peste tot.